Salutare YouTube, eu sunt Cristi și acesta este primul episod din seria noastră de Minecraft Custom Maps. Stai, Cristi, aici episodul 1? Nu, cumva vrei să zici episodul 8 sau la cât ai ajuns tu? Parcă aveai o serie deja de Custom Maps. Nu, de fapt, aceasta este o serie de Custom Maps luată de pe, pur și simplu, nu știu, site-uri așa random. Nu mai sunt hărți făcute de către voi, pentru că, hai să fiu sincer, m-am săturat să stau să filmez vreo 30 de hărți din care să pun decât vreo 2 în cel mai bun caz. Așa că o să joc hărți luate de pe net, mă rog. Dacă aveți vreo hartă și vreți să-mi sugerați, să-mi lăsați un mesaj pe cu linkul de download. Ok. Welcome to Black Hole Parkour. Da, chiar am uitat să zic că acesta este Black Hole Parkour. Bine, tocmai am zis-o, dar acum mai sunt încă o dată, să fiu oficial, și v-am lăsat și un link de download în descriere în cazul în care vreți să jucați și voi. By Rob Pip, Rules, Adventure Mode, Peaceful, PvP on or off, nu prea contează, your score egal hidden bones if you want, deci dacă vreau pot să am un score, dacă nu, nu. Other than have fun, good luck, don't die, ok, deci să nu mor. Be sure to rate the map on the forums too, if you post the map on YouTube, send me your video, ok, ok, my channel. Ok, vedem, dacă e ceva, poate îi trimitem și linkul de la clip. Oricum, de fapt, stai că mai e câte ceva, mai sunt câteva chestii pe aici. Press and begin your adventure, stai că am mai văzut ceva. Dead counter activation, don't use if easily discouraged. Na, cum să fiu eu ușor descurajat? Dead count, Conchito 0. Dead count reset. Super, ok. Și bănuiesc că atunci când o să apăs pe ăsta, văd că sunt pe game mode, bănuiesc că atunci când o să apăs pe butonul ăsta, o să-mi scoată game mode-ul și o să mă bage direct în brânză, să zicem așa. Da, exact ce ziceam. Begin story. Are și story, stai. You slowly wake up in a daze, what happened? Last I remember I was diligently working on when boom! Literally there was a giant boom that then everything went black. Ok, deci ceva a bubui și apoi totul a devenit negru și ce chestia e albă acolo? Nope, nu vreau să aflu. The front entrance has collapsed in. Better head upstairs than our domicina solumie. What was that? What? Hey man, do you remember me? I'm Mihico, doamne. What's going on? Is everything okay? Okay, știi ce, las asta. Eu vreau să trec la parkour. Ok, ăștia ce naiba. Villager. Ce-i drept, îmi place designul levelului așa cum arată. Arată bine. Folosim default, adică nu știu încă. Adică știi, dacă avea să zicem un hai de capul meu. Nu o să folosim texturi decât dacă ni se cere. Mă rog, deci stai așa. Hai să vedem ce găsim aici. I'm breaking feather falling 4. Cred că îmi place culoarea asta. Da, se pasolatează perfect cu, da. Story, read. Și, ce? Stai, ce cu chestia asta? Good luck, no, bones will be hidden throughout the map. Good luck, ok, luăm un os. Și hai să plecăm. Ce vreau să fac? Da, să citesc cartea. Oh no, it looks like a black hole has formed at the center of the world. Luckily, it is weak black hole, so it hasn't instantly devoured everything. Minecraft is a weird place, but wait, what of your best friend, your loyal companion, Rover? Is he okay? I must get home to my apartment building and find out now. Ok, deci ceva gaură neagră a început să sugă de Minecraft la propriu și acum trebuie să mergem nu știu unde să, nu mai știu ce am și uitat.
Must get home more prompt. Să salvăm cel mai bun prieten aparent. Who needs friends when you have Minecraft? Oh, doamne. Chestia asta e destul de încurcată. Bun, deci dacă murim pe aici, asta e, e ceva jos acolo. Deci dacă murim aici, practic, știi, mai țineți voi minte Heart of the Dropper? Am făcut eu la un moment dat gameplay pe ea. Deci, cum să zic, și chestia avea tot așa ceva care număra morțile, mamă, ce nasol era. Deci chiar m-a enervat chestia aia mai mult decât harta în sine. Bun, dar dreapta asta o avem aici și nu o să ne enervăm pentru că suntem tari și da. Și pentru că nu mai vreau să fac reiscu și am încredere în mine că o să reușesc și... Ah, serios? Serios? Bă, nu vă supărați pe mine, dar... Toggle down... Fall, ok. Nu-mi place ploaia. Nici noaptea nu prea îmi place, dar... ce-am crezut că o să pic. Bun, 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 bun. Hai, până acum e bine. Avem și noi ceva checkpoint pe aici? Ia, deci... First checkpoint. Ah, lol. Turn around for checkpoint. Wow, poses... House destroyed. Poses... Stai, e un tip numit poses sau ce? Good thing he's on vacation and doesn't see this destruction, ok? Oh, set spawn. Ah, ok. Bun, l-am setat și acum... un os. Dinner. Ah, mersi. Enorm. Mă ajuți, ok. Uite un porc. Porcușor. Porcușor, vină acolo. Vină acolo. Ce diabolic sunt. Au omorât un porc. Acum o să domin lumea. Ok. Așa, ușor. Aici... s-ar putea, știți, să... fac câte gafe... Doamne, câteva gafe. Pentru că nu mai știu când să sar, știi... În timp ce alerg și... What the fuck e asta? Lol, zici că e gad, adică... Zici că... Ce naiba? What the fuck? De ce prima dată când am văzut chestia mi-a venit în minte ceva... Dumnezeu și acum îmi vine în minte ceva badass Moș Crăciun? Așa, așa, nu, 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 checkpoint. Nu, 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 set spawn. Ok, deci ăsta dă spawn-urile foarte rapid, adică foarte ușor. Phew, the monument to the old man Will Lakers, it's still here, finally, some good news. Ok, bănuiesc că acolo nu o să găsim nimic interesant, dar totuși eu mă duc. Pentru că cine știe, s-ar putea chiar să găsim ceva interesant și noi să ratăm pentru că, hei, o sabie, Excalibur. Excalibur. Ok, știți ce e mișto? Uitați-vă, e fix o sabie de-aia de gold, foarte tare. Bun, bănuiesc că acum o să mă întorc înapoi și o să mă prefac că nimic nu s-ar fi întâmplat, nu? Ok, până acum n-am murit, ceea ce e destul de neașteptat. Poate că cine știe, îmi recapăt skill-urile în parkour. Mă rog, ideea e că eu într-un timp jucam foarte mult parkour. 2011 ceva genul, 2012 poate, încă nu mai știu. Și pe atunci jucam chiar destul de bine, adică eram destul de ok la parkour. Aici e salt normal. Așa. Plus că oricum mi-e puțin mai greu să și vorbesc în același timp și să mă și concentrez la hartă. Wow, aici am crezut că o să cad. Set spawn, okidokii. I remember this picnic spot. I used to come here all the time with Rover. I must see if he's okay. Nu, ce naibii are ăsta cu Rover? Rover e ceva chestie. E ceva prieten de-a lui cu care venea la picnic. Sims Legend, nu? O, doamne, ai mă pe bune. Gata, aici picăm. Aici facem prima moarte. Sper că am setat spawn-ul.
Stai să ne uităm. Hai să setăm spawn-ul. Așa, să sperăm că s-a setat. Pentru că aici clar pic. Ba, hai mă, bune! Dar pe cine ce mă lăudam că n-am murit? Și întrebare, dacă mor îmi pierd itemele? Sper că nu. Ar fi cam nasol. Bun, nu le pierd. Nu de alta că atunci ar fi foarte ciudat, știi, să-ți dea de-astea, cum se numește, să-ți dea oase, că naibii, tot le pierzi. N-am înțeles niciodată hărțile care îți dau puncte și apoi te fac să le pierzi. Bun. Cred că trebuia să fac sal normal acolo. Bun, și aici o să murim ca lumea. Deci, credeți-mă, aici o să murim ceva. Până o să reușim. Bun. Ok, câte sărituri trebuie să facem? Destul de multe, din păcate. Da. Știi, ar fi frumos dacă ar fi ceva să te omoare instant jos și să nu trebuiască să aștepți să mori în halul ăsta. De ce Dumnezeu e noapte într-una? Unde e luna? Ok, hai că se face zi. Nu știu, nu prea îmi place noaptea, să fiu sincer. Adică e mai ca lumea ziua. La, cred că trebuia să sar de două ori. Ah, fuck it. Deci, chestia e chiar nenorocită, adică sari prea devreme, pici. Ah, doamne, se putea să nu fac și una de asta, să sar ca dobitocul. Ok, deci până acum, nu murisem deloc și acum am murit într-o dată de 6 ori. Ah. Ok, să fiu sincer cu voi. Niciodată nu mi-au plăcut chestiile astea. Deci nu cred așa ceva, e imposibil. Nu, că am început, gata, deci acum am murit doctor la același lucru, să-mi bag ceva în ea de treabă. Ok, deci câte blocuri sunt? Cred că două. Așa. Așa, ușor, ușor. Bun. Atât. Acum unde? Acolo, acolo. La ultima săritură, doamne, nu cred, deci nu cred. Bun, hai că de data asta am reușit, deci de data asta am reușit. Așa, bun, în sfârșit. N-am murit decât de 18 ori la nenorocitul ăsta de parcurs. Uite-ți și voi, cum arată asta. Concitofel out of door, Concitofel out of door, bla 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 bla. Și cum își amintește ăla de nu știu ce picnic, mă rog. Ah, doamne, te rog, spune că nu mai pic, da cum. Ah, doamne. Ok, deci de aici acolo. Cred. Sper că acolo trebuie să sar, dacă e în altă parte îmi bag piciorul și n-ajung. Da! Bun! Atât! Atât! Place lever. N-am niciun lever. My car is on fire, help me escape this dead trap. Ok. Whispers to you, maybe you should look for a lever in the supermarket. Ok. Checkpoint, set spawn, yuhu. Gata, am scăpat de parcurul ăla jigos. Automatic door. Oh, ok, interesant. Oh, cake, vreau asta. Și asta vreau... uite un os. Ia stai că poate îmi vinde asta ceva. My beautiful store, this is an intense storm, isn't it? Ar fi fost frumos, știi, să fie cea genul ăsta, să vândă liver-ul și o să-i trebuiască să-i dau ceva ce se afla în chesturile astea. Uite liver-ul, golden apple-ul. De fapt, hai să luăm, uite așa. Pentru că de ce nu? Golden apple, luăm tot gold-ul.
și niște mere în caz de ceva. Cam atât. Hai să vedem. Deci, buză Diamond. Mă întreb oare care o fi mai bun. Am Breaking 3. Nu îl păstrăm pe ăsta. Feather Falling. Ceea ce o să ne ajute. Asta nu știu cât de mult ne ajută, dar hai să o luăm și pe aia. Și deja suntem foarte strong. Strong, pardon, mai avem nevoie de... Asta aici, acolo. Op! Feather Falling și I'm Breaking și Knockback. Hai ca să vă arăt cât a swag-ul am eu, uitați-vă la asta. Deci, practic, eu sunt valoros, mă, vedeți? Din haur. Ok, deci practic vă mulțumesc, dragă domnule. Mă duc și îi pun la lever-ul. Și ce e asta? Knockback. Ok, knockback. O să îmi dea ceva, nu știu cum se numește. Thank you for saving me, I might get out at some point, maybe. What? Aha, unos. Bun, mulțumesc. Acum pe unde? Am salvat acolo. Avem oase, avem tort, avem dittati. Acum hai să vedem pe unde trebuie să continuăm. Cred că pe partea asta pe undeva. Nu știu, nu sunt sigur. Stai, deci cred că nu pe aici. Oh, ok, deci pe aici trebuie, stai. Așa, ok, am înțeles. Nu știu ce să zic. Doamne. Urăsc d-astea. Ups, urăsc. E aproape. Deci credeam că mă pune să sar cu bloc deasupra, că știu că se poate. Mamă, am jucat toată harta de parcurs numai cu d-astea alea formată. Deci îți punea un bloc deasupra și apoi te punea să sari pe el. Mamă, deci să sari pe alt bloc. Știi cât de jegos a fost? Uite, ăsta măcar îți dă ceva spațiu, știi, să sari, dar când... nu era slab, ba, era slab. Dar când îți spune să sară direct așa, știi cât de nasol, știi cât de nasol e? Deci e groaznic. Bun. Oh, shit. Stai, trebuie să sar acolo și am sărit! Bun. Why did you come up here? Actually, to go that way. Ok, mă duc pe acolo. Cine Dumnezeu ar pune în timpul apocalipsei, în timpul unei găuri negre, adică de apocalipsei, semne pe case, serios. Ok, și am picat. Bun, se spawn. Și acum să vezi că nu trebuia pe aici. Sau că am sărit ca țăranul și am ratat ceva important. Nu, cred că aici trebuia, da, aici trebuia. Parcă pot să mă jur că am mai văzut odată faza asta. Nu. Doamne. Ia, stai să vedem. Asta e pură prostie. Asta e pură prostie, frate. Deci, n-am crezut că sunt în halul ăsta, dar... N-am crezut că o să fiu în stare să fac ceva de genul, dar uite că am fost. Read. Ok, am citit. Cartea să o citesc, ok, tutorial. Throughout the world there are jams that are difficult. In order to minimize people's rage, I have included noob trapdoors. Use them if you want to be a noob. Note, all jams are possible without the trapdoors. Ok. Interesant, deci ăsta ne ajută oarecum o leacă. Exact ce ziceam. Uitați, deci săritură de asta minunată. Stai și nu înțeleg. Stai, ce săritură vrei la aici cu trapdoor-ul? De ce țin eu cartea în mână? Deci să zicem că deschidem trapdoor-ul. Ok, și acum unde mergem? Unde aș putea eu să sar de aici? Sau poate de acolo, aici vrea să sară. Deci cred că e mai greu să sară de acolo. Acolo decât să sară de acolo aici. Mă rog. Oricum e bine de știut și ghiciți ce dăm de prietenii noștri, stâlpii. Da. Mă cam așteptam să mor acolo, să fiu sincer. N-am mai făcut de mult așa ceva și din nou nu vă supărați, dar
scot iar ploaia pentru că n-o suport, deci mă enervează la culme. Încotro, se spawn în partea aia. Nu, n-am de ce să alerg. Bun. Da, oare aș putea să sar de aici acolo? Sau, ia stai. Sincer, cred că... Nope. Oh, doamne. Oh, ah. Vedeți, asta ziceam. Asta nu suport. M-ar fi ajutat un trap doar pe partea opusă, adică știi, în partea unde e săritura aia nasoală, adică știi, de acolo, hai că am vorbit, vă arăt. Deși cred că v-ați prins de care săritură vorbesc. Serios? Really? Really, dude? Care erau șansele? Mă rog, hai mai sărim, da... Așa. Set spawn. Ok. Mai asta și totuși dacă aș... Ok, am înțeles. Am înțeles ce vor ăștia. De fapt... O să mai încerc o dată. Și dacă nu-mi iese... Am uitat să apăs space. Deci sunt geniu. Nu, acum mai încerc o dată și dacă nu mi-aș o să folosesc trapdoor-urile, o să fiu un noob și o să trec. Bine, puteți să îmi ziceți ce vreți, dar hei, știi, e și episodul vostru, adică voi uitați la el, eu aș putea să fac chestia asta încă o oră. Bine, hai, folosim trapdoor-urile. Eu aș putea să mai mă chinui la chestia asta încă o oră, adică, ei, da, e permis, a zis că dacă vreau, pot să le folosesc, nu e prea, nu știu cum să zic, nu e prea, nu cinstit, e destul de rușinos ca să formulăm altfel, dar e legit, adică, ce pana mea, bun, acum serios, cum să sar de acolo aici? Am crezut că pic. Deci chiar am crezut că pic, ok. Am setat spawn-ul și... Serios, trebuie să sar de acolo? Oh, doamne. Să fie interesant. Îmi place că eu am ăsta, cred că pe maxim de ceancuri. Nu am. Hai să o lăsăm pe 8, să nu vedem chiar toată harta ce naibii. Așa, să vedem și noi cât putem vedea acolo. Hai, uite un chest. Știi ceva? Chestia asta e pusă aici cu un motiv. Ok, nu pot să arăt acolo. Bun. Hei, măcar de asta nu mai am de asta spațiu gol sub mine, deci pot să sar și eu ca omul. Ai, mă, n-am văzut ăla, îți bați joc de mine. Am dat cu capul de luna roșie. Bine. Deci eu v-am zis că nu mă pricep la chestia asta. La sărit pe garduri. Nu știu de voi. Serios, a doua oară când uit de chestia aia. Deci... A doua oară... Bine, faza... Știi, era vorba aia cu prima oară... Mai păcălit o dată să-ți fie rușine, mai păcălit a doua oară să-mi fie mie rușine, dar a treia oară... Bun, hai că acum țin și eu minte și... Oh, doamne, vrei să zici că chestia asta e chiar... E pusă acolo fixă, nu poți sări. Ce om drăguț! Ia, stai, ce? Acum am văzut că e un pressure plate acolo. Mă rog, hai să-l tot up. Well, at least the flag is still here. A zici eu ce fac eu cu steagul tău.